Bună ziua, dragii mei! Dacă că n-am avut parte de soare nici azi și nu am putut filma afară cum aș fi dorit eu, așa că vin din Turgeș cu o filmare din Muzeul Comunal Turgeș, sunt la Crămioara Pop și am să vă spun o poveste cu zâne de care mi-aduc aminte când eram copil. Povestea am auzit-o de la mama și ca toate poveștile o să înceapă cum a fost odată, chiar dacă între personaje sunt și eu. A fost odată ca niciodată un boț cu ochi, care, uite, o trăit până astăzi, poate numai ca să vă spună și vouă această poveste cu zâne, rămasă undeva în tainița copilăriei mele, ascunsă, iar acum s-a năzărit și ei să iasă la suprafață. Toată ziua eram pe afară, să fi tot avut 4 sau 5 anușori de când nu mi-aduc eu aminte. Îngânându-mă cu păsăretul de prin pom, alergând după gâze, într-o dimineață am găsit în pajiștea de acasă niște flori deosebite pe care nu le mai văzusem până atunci, care semănau așa cu niște pămătufuri de culoare untă. Am vrut câteva și m-am dus cu ele la mama. Să-l întreb, mamă, ce flori sunt astea? Mama a zâmbit așa în anume fel și a zis, o, tu, astea sunt zâiene. Din florile astea am plăteam noi cu nuni când eram fete de mărita. Cum de s-o fi plăsit prin grădină? Vai de capul eu fost, că eu ca o bicialieră m-am pus pe ea cu întrebări. Dar cum? Da, ce cu nuni? Da, ce să le cu nuni? Da, ce făceați cu ele? Da, de ce numai fetele de mărită? Ei, zice ea, așa erau în obicei moștenii din bătrân. Multe s-au pierdut, că s-au zis că astea sunt lucruri băbești și fără rost. Dar noi știm de la bătrânii noștri că toate au un rost și nimic nu-i degeaba pe lumea asta, că și florile astea de sânzâiene doresc flori de leu. Și la altele ca ele, numai cine le știe rostul și cunoaște boala care pot să mătuie. Dar cu nunile, ce să le luăm? Apoi uite, când eram fete de mărita, ne adunam, tăte, mergeam în ajun de naștere, luam botezătorul și culeceam flori de sânzâiene. Și seara le făceam așa niște cununi, astea așa rotunde, ca o coroană de regină. Foloseam o ață sau o peche colorată ca să-i cunoaștem dimineața care îi a fiecare. După aia, le puneam în șoșii gardului de roata grădinii în așa fel încât să nu le iei vântul și să cadă pe jos. Dimineața, înainte de a lăsări soarele, să nu apuce să se trezească păsările și să vină să mănânce gâzile de pe coloniță. Mergeam să le luăm și să le căutăm să vedem ce s-o fie așezat pe ele, o furnică, o albină, vreun fir de păr, lână, purtate de vânt, știu eu, și dacă se așeza ceva. Ce era? Păi, dacă găseam un fir de păr de mâți, însemna că bărbatul care ne era sortit ar fi fost iute, îndămânatic, lăvânătoare, strângător, iubureț, drăgăstos și curat. Dacă era și el de lână de oi, apoi atunci, precis ne găsea și ne măritam cu bucioban. Dacă găseam un păianjă, atunci însemna că are să și eu unul care vrea mulți copci, va fi harnic, isteț în agonisă multe fără de trudă mare și a să și e mare păcăreț de seamă, că vezi că păianjenii au mulțumit. Da, a să-i placă să aibă straie multe și multe bogăție să sută în casă, că vezi că te părăi toată zoță. Da, dacă găseam o furnică, însemna că bărbatul care să-l luăm, a să știe chivernisă la minte și o să știe să construiască șuri, cărți și tot așa. Dar să știi, o zis mama, că florile astea nu au fost întotdeauna flori, că înainte de a flori, de a fi flori, au fost niște zâne. Dar pe cum mama mă întreba să eu? Păi, înainte, când lumea încă nu știa și nu au zis să e Dumnezeu și că El a făcut lumea, pe vremea când încă se mai închinau la soare, ei credeau că aceste zâne pe care le mai vedeau ei seara, săile și nopțile de vară, credeau că cele
frumoasă și cu minți fertile pe fața pământului pe care soarele și le-ar fi ales să-i slujească lui, dându-le puteri să se facă nevăzute și să urce pe scara cerului atunci când el le va îngădui. Da, vezi tu? Ele nu sunt fete și cu așa ca oamenii, decât atunci în noapte de sânzâiene, altfel sunt așa ea, ca un fu, ca niște duhuri. Ele se străduiau să joace numai noaptea, ca să nu le vadă oamenii. Și în oră lua parte și luna, că luna îi sora soarelui. Și să mai zice, mai știm noi de la bătrâni că zânele astea ar fi acelea care înmulțesc plantele și fac, dau, ajută rodul să fie spornic. Și noi trebuie să le respectăm, pentru că dacă noi lucrăm când e ziua lor, atunci ele tale se supără pe noi și de aia sunt ploi cu grindină care vin și ne strigă toate recoltele câteodată le-au lăsat lămâni. Apoi sunt între ele unele care sunt mai bătrâni și alea sunt foarte rele. Dar alea se arată numai când e pogorârea Sfântului Duh. Sau crusabile, că trebuie crusabile, zicem, așa cum li se mai spune și lor. Niciodată. Sărbătorile astea, crusabile și sânzienile, sunt tare apropiate în calendar unele de altele. Și atunci, mai ales piciorii, păi bine să stai din casă când îți așa de apropiate, că se apucă ele și joacă prin toate poienile și ferească Dumnezeu, că dacă îi prind în horele lor, mulți înnebunesc, ori chiar mor. Că rămân fără suflare de atâta să-l tărea. O fost care și-o cerdut mințile, dacă nu s-o găsi vreun moș bătrân să-l descânte, că doară să zice, că o mai luați cu ele zâinele pe câte unii, pe dărâmul celălalt. Și-au venit după câteva zile de acolo, atâta din bătrân și cu părul alb, numai după câteva zile, că acolo altfel trece vremea, li s-a făcut milă la zâine de unii. Și i-au învățat de scântecele și cum să facă leacuri din ierbă, dar pentru asta soarele tare le-au lăpedepsit. Că le-a făcut în niște mici animale, foarte urât, mirositoare și foarte drăgălașe la privire, dar foarte periculoase, cât sunt ele de mici. Și le-a hărăzut să trăiască ascunsă prin scorburi, să mănânce numai șoare și tot felul de urăciuni și să trăiască ascunsă de ochii oamenilor, iar oamenii să le vânează pentru plănița lor, care este uneori gri, alteori roșcată, și unele se zice că au chiar puterea să schimbe culoarea părului și să se facă albe. Aceste animale se cheamă nevăstuici pe la noi. Nevăstuicile astea, sau hermini, cum li se mai zice, ferească Dumnezeu, zice că dacă noaptea de rusale nu ungi ușa grajdului și geamul cu zamă de usturoi, apoi vin ielele astea și toată noaptea chinuie caii, le îngrășesc coamele, le îngrășesc cozile, îi mușcă, de nu le mai desfășești coamele în veci. Că se zice că atunci când le pedepsesc soarele, ele vor să fugă din calea soarelui. Dar și ele, ca să scape de soare, au călecat niște cai sălbatici, dar caii le-au zvârlit la pământ și din cauza asta soarele le-au ajuns din urmă și le-au blăstămat și le-au transformat în animăluțele astea mici, de care îți povestesc eu. Și de aia când îți ziua lor, când îți cursalele, vin și chine pe vieță cai pe care îi găsesc legați la iestea, de oamenii, când e sărbătoarea asta, mai bine le dau drumul la cai pe deală, ca să nu cumva să-i prindă ierele și să-i chine. Nu. Și ca să zic, cum e și cu sânzienele. Zice că într-o noapte de asta, când jucau ele ori într-o poiană, o trecut pe acolo Ionuț, un ciobănel tânăr. Când a ieșit din potru, s-a aruncat pe burtă să bea apă dintr-un izvoraș care trecea pe acolo, pe la marginea potrului din care tocmai trecut. Când s-a ridicat de acolo, da, acolo vine zâmbi. Și-o lemnit.
de Ionuț spre dimineață. Pe când pe Carboa, Sânziana, că așa o chema, le-a zis la suratele lor că ea nu se mai duce la soare, că ea rămâne pe pământ să face muritoare și ea rămâne cu Ionuț. Apoi să vezi paima pe pieptele suratele. Pe suratele i-a promis la soare că o duce înapoi, că soarele dintr-un început nu se dă voie lui Sânziana la cea mai mică dintre zâne să coboare cu el. Dar zâinile astea mai mari i-au rugat frumos să o lasă și pe ea. O să aibă grijă de ea și nu o să se întâmple nimic. Și precis că o să o aducă orice ar fi, el o să o aducă înapoi la el. Pe soarele pusese toate tainele regatului lui în inima Sânzienii, dar asta nu știe decât soarele. Nici măcar luna nu știa despre taina asta. Și soarele de aia nu a vrut să-i dea drumul la Sânziana să coboare pe pământ. Așa că dimineața, suratele, pentru că și-o dat cuvântul la soară, o înlățuit-o pe Sânziană cu o funie de ieder și așa legată o dus-o la Sfântul Soară. În timp ce se urca pe scara cerului, Sânziana vărsa lacrimi și unde cădeau lacrimile Sânzienii, acolo cădeau pe pământ lacrimile înfloreau albe sau galbene și o împrumpajește. Ionuț o va dormi spre dimineață pe când o urca zânele la cer și când s-o trezi, nu mai pricepe că ce s-a întâmplat. Și povestea lui a ajuns până la noi. El s-a dus în treaba lui către casă și de la el a rămas povestea până la noi. Apoi, dragii mei, nu știu dacă povestea asta așa a fost auzită de mama mea, de la bunica și străbunica ei, ori poate că o izbonită ea atunci pe loc pentru urechile mele de copil, dar povestea asta am mai auzit și mai târziu, când m-am mutat eu la Dulgheș, când m-am căsătorit cu un dulgheșan. Și acolo am auzit unele povești ca aceasta. Dar sunt multe și nu este timp să vi le povestesc acum pe toate. Așa că, dacă mi-ți da voie și după ce mi-o odihni o leacă vocea, am să iau doba și voi zice un cântec de la Turgheș care se spune că e al unuia care a fost prins de zâne. Iacă așa, cum se cheamă dragostea lui fiecum și am să încerc să fiu zic cât de repede cu ăsta instrument. Yeah.
Mă duce întreabă, a fost destulă vorba, Doamne ajută și voi bunul.